Anxietatea este o forță tăcută, dar copleșitoare, care afectează zilnic milioane de oameni. Pentru unii, este ca o greutate constantă pe umerii lor, în timp ce pentru alții apare și dispare fără avertisment, lovind în cele mai neașteptate momente. Spre deosebire de nervozitatea trecătoare sau de îngrijorarea ocazională, anxietatea se poate infiltra în fiecare aspect al vieții, modelând modul în care gândiți, simțiți și acționați. Nu este vorba doar de a te simți stresat înainte de un examen important sau de o întâlnire crucială. Este un companion insistent care persistă adesea, chiar și atunci când nu există niciun motiv evident pentru a fi neliniștit. Dacă v-ați trezit vreodată noaptea repetând conversații, evitând situații din cauza fricii sau căutând în permanență să fiți liniștit, nu sunteți singur. Anxietatea are un mod de a te convinge că luptele tale sunt unice, izolându-te în temerile tale. Dar adevărul este că milioane de oameni împărtășesc aceste experiențe. În timp ce relația cu anxietatea poate părea incredibil de personală, există semne și comportamente comune la care mulți dintre cei care suferă de anxietate se pot raporta profund. Înțelegerea acestor semne nu înseamnă doar identificarea provocărilor, ci și cunoașterea de sine și învățarea modului de a naviga prin viață cu mai multă compasiune. Fiecare dintre aceste semne oferă o fereastră în mintea unei persoane care trăiește cu anxietate, dezvăluind atât dificultățile, cât și reziliența de care este nevoie pentru a le face față. Recunoscând aceste tipare, faceți primul pas către construirea unei relații mai sănătoase cu emoțiile dumneavoastră și învățați să gestionați anxietatea într-un mod sănătos. Să explorăm 5 semne cheie pe care persoanele cu anxietate le experimentează adesea, semne care s-ar putea să vă pară destul de familiare dacă v-ați confruntat vreodată cu această afecțiune. Numărul 1. Gândirea excesivă asupra tuturor aspectelor vieții. Persoanele cu anxietate se găsesc adesea prinse într-o rețea de gândire excesivă. Nu este vorba doar de un gând trecător aici și colo, ci de un ciclu neîncetat de analiză a fiecărui detaliu al unei situații. De exemplu, ați putea relua o conversație în minte de zeci de ori, întrebându-vă dacă ați spus ceva greșit sau dacă cealaltă persoană v-a înțeles greșit intenția. Acest obicei transformă adesea deciziile minore în sarcini monumentale. Ceva la fel de simplu ca alegerea unei ținute sau trimiterea unui e-mail poate deveni copleșitor în timp ce mintea ta se întreabă constant ce ar fi dacă. Gândirea excesivă creează o buclă de feedback a stresului în care, cu cât analizați mai mult, cu atât vă simțiți mai nesigur și mai anxios. Ruperea acestui tipar necesită un efort conștient. O strategie bună este să stabiliți o limită de timp pentru decizii sau să folosiți tehnici de ancorare în realitate pentru a întrerupe ciclul gândurilor. Amintindu-vă că nimeni nu se așteaptă la perfecțiune și că este în regulă să renunțați la detalii minore, poate ajuta de asemenea la reducerea presiunii. Numărul 2. Un sentiment constant de teamă. Unul dintre cele mai dificile aspecte ale traiului cu anxietate este sentimentul persistent de teamă iminentă. Acest sentiment nu este legat de un anumit eveniment sau amenințare, ci este pur și simplu acolo, în fundal. Se poate simți ca un nor de furtună deasupra capului, chiar și în zilele în care totul pare să meargă bine. Acest sentiment de teamă poate face dificil să vă bucurați de momentul prezent sau să vă simțiți optimist cu privire la viitor. Răspunsul de luptă sau de fugă al organismului este adesea activat, chiar și în situații care nu îl justifică, făcându-vă să vă simțiți pe muchie de cuțit mai tot timpul. Este epuizant, atât mental, cât și fizic, să simți în permanență că ceva rău este pe cale să se întâmple. Învățarea de a gestiona acest sentiment începe cu recunoașterea lui. Practici precum conștientizarea sau exercițiile de respirație vă pot ajuta să vă calmați sistemul nervos și să vă concentrați din nou asupra prezentului. Amintindu-vă că nu orice gând reflectă realitatea, este de asemenea o modalitate puternică de a contesta sentimentul de teamă. Numărul 3. Dificultatea de a dormi. Anxietatea și somnul nu fac echipă bună. Când te întinzi să te odihnești, de multe ori simți cum creierul tău este de altă părere și nu te lasă să te odihnești. Amalgamul de gânduri, grijile nesfârșite și reluarea evenimentelor zilei pot face aproape imposibilă odihna. Chiar dacă reușiți să adormiți, să vă odihniți cum trebuie, poate fi o luptă. S-ar putea să vă treziți în mijlocul nopții, cu inima bătând cu putere, sau să vă treziți că vă tot zvârcoliți prin pat în timp ce încercați să vă liniștiți mintea. Lipsa unui somn de calitate poate, la rândul său, să exacerbeze anxietatea, creând un cerc vicios. Oboseala îngreunează gestionarea stresului, iar stresul se reflectă în incapacitatea dumneavoastră de a dormi. Stabilirea unei rutine liniștitoare înainte de culcare vă poate ajuta să îi spuneți creierului că este timpul să vă liniștiți.
Tehnici precum evitarea uitatului la televizor înainte de culcare, practicarea exercițiilor de relaxare sau ascultarea de sunete liniștitoare pot crea un mediu mai liniștit pentru somn. Dacă insomnia persistă, căutarea de sprijin din partea unui profesionist în domeniul sănătății mentale poate oferi instrumente suplimentare pentru a ajuta la ruperea acestui ciclu. Numărul 4. Simptome fizice care vorbesc mai tare decât cuvintele. Anxietatea nu afectează doar mintea, se manifestă și în corp. Simptomele fizice, precum durerile de cap, de stomac, tensiunea musculară și chiar bătăile rapide ale inimii, sunt comune pentru cei cu anxietate. Aceste simptome pot fi adesea confundate cu alte probleme de sănătate, lăsându-i pe oameni să se întrebe dacă este ceva fizic în neregulă cu ei. De exemplu, ați putea simți o strângere în piept sau o agitație în stomac înainte de o întâlnire importantă, chiar dacă sunteți pregătit. Sau, umerii și gâtul pot fi atât de tensionați încât să apară dureri persistente. Aceste semne fizice pot fi modul în care corpul tău exprimă stresul mental pe care îl porți. Acordarea de atenție corpului dumneavoastră și practicarea îngrijirii de sine pot ajuta la ameliorarea acestor simptome. Detensionarea musculară prin întinderi ușoare, yoga sau relaxarea musculară progresivă pot atenua tensiunea fizică. A rămâne hidratat, a mânca bine și a încorpora exerciții ușoare în rutina ta zilnică poate îmbunătăți, de asemenea, modul în care corpul tău răspunde la stres. Numărul 5. Nevoia constantă de reasigurare. Dacă sunteți frecvent în căutarea validării sau a reasigurării de la alții, acesta ar putea fi un alt semn de anxietate. Fie că întrebați un prieten, ești sigur că nu te-am supărat? Sau verificați de două ori planurile, acest comportament provine adesea dintr-o teamă de incertitudine sau o lipsă de încredere în propria judecată. Este posibil să simțiți o nevoie constantă de a vă asigura că totul este în regulă, chiar și atunci când nu există niciun motiv să credeți contrariul. Deși căutarea sprijinului din partea celor dragi este sănătoasă, a te baza prea mult pe reasigurări externe te poate împiedica să ai încredere în tine. Este important să recunoști că acest obicei poate deveni obositor nu doar pentru tine, ci și pentru cei din jurul tău. Pentru a depăși această nevoie, începeți prin a practica siguranța de sine. Atunci când apar îndoieli, amintiți-vă de momentele în care totul a mers bine fără validare constantă. Scrierea gândurilor sau contestarea convingerilor anxioase cu dovezi vă poate ajuta, de asemenea, să vă bazați mai mult pe propria forță. Trăind cu anxietate, vă puteți simți izolat, dar este important să vă amintiți că nu sunteți singuri. Mulți oameni împărtășesc aceste experiențe, iar recunoașterea semnelor este un pas semnificativ spre înțelegerea și gestionarea sănătății dumneavoastră mentale. Anxietatea nu este un defect sau o slăbiciune, este o parte a ființei umane care trebuie abordată cu compasiune și ceva efort. Solicitarea de sprijin din partea prietenilor, a familiei sau a unui terapeut poate face o mare diferență. Învățarea și practicarea unor mecanisme sănătoase de control, cum ar fi conștientizarea, exercițiile fizice regulate sau implicarea în hobby-uri care aduc plăcere, pot reduce influența anxietății asupra vieții dumneavoastră. Pașii mici, în timp, pot duce la schimbări mari. Anxietatea nu vă definește, iar cu instrumentele și sprijinul potrivite, vă puteți crea o viață în care anxietatea să nu vă controleze. Tratați lucrurile din aproape în aproape și nu uitați să sărbătoriți chiar și cele mai mici victorii, deoarece toate contează. Dacă v-a plăcut acest videoclip, acordați-i un like și distribuiți-l prietenilor dumneavoastră pentru ca noi să putem să le realizăm în continuare. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare, astfel încât să fiți anunțat de următoarea noastră postare. De asemenea, pentru a afla mai multe despre multe alte subiecte interesante, nu uitați să vizionați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!